Ștefan Alexandrescu, dragi prieteni, trompeta infractorilor face teoria chibritului pe realitatea.net, pe realitatea TV, de fapt realitatea plus se cheamă, pentru că au făcut o excrocherie inclusiv cu numele televiziunii și cu societatea comercială. Realitatea devine încet încet, dragi prieteni, cea mai penală televiziune de știri din România. Anca Alexandrescu este spălătoarea de cadavre politice și promovatoarea celor mai iluștri pușcăriași ai României. Toată ziua astăzi pe Realitatea TV, Anca Alexandrescu s-a lăudat cum a fost ea în pușcărie și a făcut interviu cu infractoarea Elena Udrea. Infractoarea Elena Udrea, care face ce a făcut din secunda 1 de când Direcția Națională Anticorupție s-a mișcat împotriva ei, și anume încercări de șantaj, de amenințare, că dacă nu-mi dați drumul, că dacă nu scap de pușcărie, spun eu ce știu și așa mai departe. Este foarte amuzant pentru că zicea un mare fizician că definiția prostiei este să repeți același experiment în aceleași condiții, văzând că ai aceleași rezultate. Deci această strategie a Elenei Udrea n-a prea funcționat. Alții care au fost mult mai tăcuți decât ea, de exemplu Puiu Popoviciu sau alții, da, sunt bine mersi, relativ bine mersi. Udrea tot timpul a făcut acest scandal. La început l-a chemat pe Cristoiu. Eu știu subiectul foarte bine, dragi prieteni, pentru cei care sunteți mai de curând pe în comunitatea Mălimbo, jurnalist independent, pentru cei care îmi urmăriți mai de curând activitatea, fac această precizare. Mulți dintre cei care îmi urmăresc și îmi știu activitatea cunosc aceste lucruri, dar ele sunt importante ca să înțelegeți că vă vorbește pe subiectul Udrea un om care cunoaște lucrurile foarte bine, foarte, foarte, foarte bine. De ce? Pentru că atunci când DNA-ul a luat-o pe Elena Udrea, eu eram redactor șef la evz.ro, redactor șef online. Și am văzut cum a început toată povestea asta a modului... De fapt, n-a spune că Elena Udrea a inventat chestia asta, că pare că s-au luat toți după Dan Voiculescu, după infractorul Dan Voiculescu. Și am văzut cum s-a schimbat politica editorială a evenimentului zilei. La vremea respectivă nu știam că Udrea de fapt e proprietară, nu știam de șpaga de la băiatul deștept din energie. Am un playlist întreg pe canalul pe YouTube, Mălimbo, jurnalist independent, puteți să intrați să-l vedeți. Și nu știam exact detaliile, dar Elena Udrea îl chema pe tovarășul Cristoiu și îl punea să scrie jurnalul Elenei Udrea și începeau toate așa zisele dezvăluiri, în paralel cu parteneriatul media penal între Sebastian Ghiță și Dan Andronic pentru spălarea Elenei Udrea, pentru spălarea lui Ghiță. Se uniseră toți mafioții ca să lovească în chioveș și să o dea jos. Ce s-a întâmplat în 2016, dragi prieteni, în luna august? Eu am plecat de la evenimentul zilei din cauza că n-am fost de acord cu această, hai să zicem, politică editorială. Am făcut totul public, am vorbit despre asta, am vorbit inclusiv despre parteneriatul media penal între Sebastian Ghiță și Dan Andronic. Dan Andronic m-a dat în judecată crezând că astfel îmi închide gura. Ne-am judecat la Timișoara, la judecătorie, la tribunal, la curtea de apel. Toate cele trei instanțe mi-au dat dreptate. În motivările instanțelor se precizează faptul că Mălimbo a făcut datoria de jurnalist, a informat publicul în legătură cu un subiect de interes public și a oferit o bază factuală solidă cu privire la parteneriatul media penal între Sebastian Ghiță și Dan Andronic. Deci ceea ce vă spun, dragi prieteni, pe lângă faptul că sunt dezvăluiri pe care le-am făcut de-a lungul timpului, și dacă intrați în arhiva, în zona de playlist, o să găsiți playlist-ul cu Dan Andronic și cu Elena Udrea, cu dosarul băieților deștepți din energie, în care posibil Udrea să scape prin prescrierea faptelor, că asta este, asta au reușit să facă mafioții. Toate aceste lucruri sunt și dovedite în justiție. Deci ceea ce vorbesc ca un om care a văzut din interior ce se întâmplă și cum s-a transformat evenimentul zilei dintr-o redacție ok, dintr-un ziar ok, care susținea interesul public și lupta anticorupție pe care ne-o doream cu toții, da? Principiile consolidării statului de drept și integrării
României de plin în Uniunea Europeană s-a transformat într-o mizerie de tip Antena 3. În momentul în care DNA-ul a luat-o pe Udrea și apoi împreună cu Udrea pe Andronic, pentru că era și Andronic băgat în chestia asta. Și Andronic a încercat, efectiv nu a încercat, a transformat evenimentul zilei în mizeria numită Antena 3. Da? Cine plângea de mila lui Udrea, a Udrei, Elenei Udrea astăzi și preluat de la Realitatea Plus? Antena 3, oameni buni, da? Unde s-a perindat Cristoiu, unde s-a perindat Andronic, unde este invitat permanent redactorul șef actual al ziarului Evenimentul Zilei Mirel Curea, omul infractorului Nicolae Dumitru, aka Niro. Televiziunile mafioților, asta înseamnă cartelul Mafia Media. Ce face Anca Alexandrescu? Se duce în pușcărie, dragi prieteni, exact cum a făcut cu Dragnea. Și face un interviu din pușcărie cu Elena Udrea, în care Udrea, așa cum face din 2016, oameni buni, vă dați seama câți ani au trecut, zice că dezvăluie, că dezvăluirile Elenei Udrea, titra Anca Alexandrescu toată ziua astăzi pe ecran, la Realitatea Plus, tremură de frică, toate nebunile, toate aberațiile. Fiți sigur că Udrea nu mai are cu ce să șantajeze pe nimeni. Tot ce a putut să aibă a scos la interval, a spus câteva lucruri foarte interesante. Unul dintre ele era că a fost trimisă pe vremea când George Maior era șef la Serviciul Român de Informații, bărbasul, fostul bărbat, Dorin Cocoș, a fost trimis cu o sacoșă de bani la Sebastian Ghiță ca să ajute la deschiderea televiziunii România TV. Pe atunci Ghiță era pușculița Serviciului Român de Informații, prieten foarte bun cu Victor Ponta, Victor Ponta, care împreună cu George Maior și cu Gabriel Oprea visau la controlul României. Se întâmpla prin 2014, când Putin invada Crimea, că toate au legătură mare, mare cu dictatura lui Putin. Și Victor Ponta se ducea să se întâlnească cu Putin la Sochi, în condițiile în care toate statele europene impuneau restricții. Este foarte important și sunt convins că are o relevanță în acest context, pentru că Laura Codruța Chioveși a putut să fie mazilită și toată legislația a putut să fie schimbată în momentul în care DNA a intrat în niște pușculițe ale Serviciului de Informații Externe. Atunci lucrurile, valul anti-Chioveși s-a transformat într-un tsunami care a putut să blocheze lupta anticorupție și să o destituie pe Laura Codruța Chioveși. Deși în 2016-2017, dacă întrebai pe oricine, spunea că nu-i posibil așa ceva. Eu explicam, atunci când au izbucnit protestele în stradă, explicam că ce vor să facă. Bănuiam ce vor să facă, știam din interior insight-uri de la ce vorbea Andronic cu Ghiță, mai auzeam și eu pe acolo și vedeam din punct de vedere legal ce mișcări fac și era clar, e ca la matematică. În momentul în care vezi o ecuație până la un anumit punct, da, îți dai seama ce urmează și care va fi rezultatul. Și explicam din 2017, dacă țineți minte, cei care mă urmăreați atunci, spuneam, băi, ăștia vor să o dea jos pe Chioveși și nu vă gândiți că nu se va întâmpla. Nu vă gândiți. O să facă chestia asta. Și multă lume spunea, cred că 70% dintre cei care mă urmăreau îmi spuneau, Mălin, exagerezi. Mălin, faci aiurea, isterizezi oamenii aiurea așa ca să, nu știu, să atragi tu atenția, să faci audiență. E, uitați-vă că suntem în 2023 și ceea ce bănuiam eu că o să facă, făceau. Vreau să revin puțin la Ponta, Maior, Ghiță, Udrea, Băsescu. Planul ăsta era, în campania electorală din 2014, Evenimentul Zilei îl susținea puternic pe Victor Ponta, Dan Andronic era prieten bun, Victor în sus, Victor în jos, spre disperarea jurnaliștilor care lucram acolo și care eram cumva, înțelegeam că Ponta e cea mai nefericită soluție și acum vă spun, oricât de mult ne-a dezamăgit Iohannis, oricât de mult ne-a dezamăgit, dacă ne întoarcem în timp, vă rog să-mi scrieți în comentarii, ne întoarcem în timp la turul 2 al alegerilor din 2014, Iohannis Ponta, îl votăm pe Ponta? Era bine să fie Ponta președinte acum cu Putin care a invadat Ucraina? Ponta care s-a dus să se întâlnească cu Putin la Sochi? Și fiți atenți, aici este un aspect foarte, foarte important pe care vreau să insist, pentru că aici este o coagulare, o sincronizare a intereselor pușculițelor și din serii cum a fost Sebastian Ghiță, care a fost vidanjat de acolo, dar și oameni legați de SIE,
celebru caz Doarășu Burci trimis în judecată împreună cu Liviu Dragnea pentru tentativa de parazitare a bugetului de dezestrare armată. Dar ce este foarte interesant și scapă treaba asta? Cei care sunteți circumspect și poate ridicați din sprânceană la mine și ziceți, bă, aici face o teorie a conspirației, căutați pe Google ce vă spun și vedeți că informațiile sunt exact așa cum vă spun eu și se confirmă din multe surse. Da? Am o memorie foarte bună de elefant la acest capitol. Deci, apropo de subiectul pe care tot îl dezbat eu, cu privire la motivele pentru care instituții cheie ale statului, recte, servicii secrete, sistem judiciar, Ministerul de Interne, par paralizate în fața invaziei trolilor lui Putin din societatea românească. Cum au fost lăsate grupările rusofile să-și facă de cap, să penetreze parlamentul, ce-o fi cu Iohannis. Hai să derulăm puțin înapoi și ajungem și la Anca Alexandrescu și la Udrea. Deci în 2014 Toarășu Ponta mergea la Sochi. Directorul militar al Serviciului de Informații Externe era un domn Predoiu. N-are legătură cu Cătălin Predoiu, ministrul justiției, dar e un personaj chiar mai toxic decât Cătălin Predoiu. Nu îmi scapă prenumele domniei sale, dar cu siguranță dacă îl căutați pe net, îl găsiți. Ce este interesant la acest domn Predoiu, da? Serviciul de Informații Externe dădea informații guvernului, în mod normal trebuia să informeze clar, n-are ce căuta prim-ministrul României la Sochi cu Putin care a invadat Crimea. Nu, mai mult decât atât, a aranjat vista lui Ponta acolo. Ce credeți că a făcut acest domn Predoiu după ce s-a pensionat? Bineînțeles cu o pensie nesimțită de pensionar special, vă dați seama, adjunct al șefului Serviciului de Informații Externe. Vă dați seama. Este omul care a înființat pentru Ponta Partidul Pro-România, dragi prieteni. În Ponta a fost dat afară din PSD. Interesant, nu? Fiți sigur că nu e o simplă și nefericită coincidență. Și vă mai zic ceva, dragi prieteni. Țineți minte când a debutat agresiunea adevărată, cea puternică, făcută de grupările care au demonstrat că au putere. Pot să controleze președintele, pot să controleze Curtea Constituțională, au putut să determine demiterea Laurei Codruța Chioveși. Țineți minte ce s-a întâmplat când a început nebunia? Mai țineți minte cum a început? Cu dosarul Black Cube. Serviciul Român de Informații a prins pe aia de la Black Cube cum au spionat. Țineți minte ce s-a întâmplat atunci? Tot un alt șef al Serviciului de Informații Externe, da? Toarășu Mihai Răzvan Ungureanu era chemat la Cotroceni. Laura Codruța Chioveși a ieșit în conferință de presă, a dat niște semnale legate de SIE. Mereu a fost chemat la Cotroceni. Pus să-și dea demisia, a dispărut din cadru, nu l-a mai văzut. Nu l-a mai văzut, a dispărut, nu știm unde este Mereu și ce face el. Nu sunt simple și nefericite coincidențe. Și în perioada respectivă, România TV și Antena 3 erau vârfurile de lance ale promovării pușcăriașilor pe televizor. Acolo era Pușcărie TV. Acum Pușcăria TV s-a mutat la Anca Alexandrescu, la Realitatea, de când a venit acolo și Bobby Păunescu să vorbească prostii, după ce s-a certat cu Ancea de la B1 TV. Anca Alexandrescu, fosta nevastă a infractorului Dan Andronic, fostă consilieră a lui Tăricianu, a lui Năstase și mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea. Deci Anca Alexandrescu a fost șefa propagandei lui Dragnea și mâna lui dreaptă, consiliera lui Dragnea. Anca Alexandrescu, apropo de emisiunea aia pe care au făcut-o cu Carmen Dan, au spălat-o și pe aia. Și în acea emisiune au avut un infractor invitat, cantitate neglijabilă, numele nu contează, nu-i facem bucurie că săracul de el vrea publicitate. Și Anca Alexandrescu era lângă Dragnea, oameni buni, și știe foarte bine ce s-a întâmplat. Deci ele, dacă voiau să spună adevărul despre 10 august, făceau un autodenunț, s-ar duce la parchet și Anca Alexandrescu și Carmen Dan. Dacă ar vrea să spună oamenilor adevărul despre 10 august, s-ar duce la parchet, ar scoate o foaie albă de hârtie, un pix, ar scrie autodenunț și ar spune ce au făcut. Nu trebuie să facă vreo emisiune, pentru că Anca Alexandrescu a fost lângă Dragnea, a coordonat împreună cu Dragnea, oameni buni. Represiunea, comunicarea, minciunile de după, tot. Da?
Și ea, când Dragnea s-a dus la pușcărie, a făcut interviu ilegal din pușcărie cu Dragnea. În perioada pandemiei, nu știu cât mai țineți minte, a profitat de faptul că, în mod normal, fiecare pușcărie așa are dreptul la un anumit număr de întâlniri. Cu cine vrea el, declară persoanele, îi se aprobă prieten, avocat, rude și așa mai departe. Fiind pandemie, aceste întâlniri s-au făcut online. Dar ele sunt făcute ca o întâlnire, nu ca să filmezi un interviu. Pentru a face interviuri cu persoanele din pușcărie e nevoie de niște aprobări speciale. De data asta, Anca Alexandrescu s-a dus la Udrea și se pare că a obținut aceste aprobări. Și a făcut din pușcărie un material cu Dragnea. Pușcărie TV. Realitatea TV, unde, pe lângă faptul că e deținută de infractorul Maricel Păcuraru, are emisiune infractorul Miron Mitrea, da? Și unde Anca Alexandrescu spală cadavre politice. Cele mai puturoase cadavre politice, bineînțeles, sunt leșul numit Liviu Nicolae Dragnea, politic mă refer, și Elena Udrea. Elena Udrea, care, așa, metaforic vorbind, în ultimii ani a mirosit cel mai urât în societate. Și pentru că a băgat foarte mulți bani, a fost atunci când a fost ministru dezvoltării și turismului, a băgat foarte, foarte mulți bani în presă, în reclame în presă, bineînțeles că toată presa i-a cântat în strună. Inclusiv voia de la Antena 3, ca să înțelegeți cât de inteligenți sunt telespectatorii Antena 3, după ce ani de zile li s-a spus că Udrea e o șpăgară, o nenorocită, că Andronic e un ticălos, că, nu știu, litri, oameni buni, nu litri, ce vorbesc, tone, da? Tone de doaieți, sau cum se măsoară capacitatea petrolierului Biruința, pe care a fost capitan Băsălu, da? Petroliere Biruința de lături au aruncat ăștia de la Antena 3 în capul Udrea și al lui Andronic. Și după aia au transformat-o pe Udrea într-o victimă. Astăzi Udrea este victima statului paralel. Și telespectatorii Antena 3 sunt tot acolo și nu li se pare nimic de regulă. Bă, da, voi a spus că asta e o nenorocită și o șpăgare și o ticăloasă. Și acum când e la pușcărie, nu mai e? Hotărâți-vă! Cum e? Mai înainte, ani de zile ați spus că e albă, acum ziceți că e neagră. Vă dați seama, oamenii ăia înghit orice, absolut orice. Și pe asta mizează și infractorul Maricel Păcuraru. Pe asta mizează și el cu individul ăsta, Anca Alexandrescu, care ea zice că face emisiune, că zice că ar fi jurnalistă, n-are nicio legătură cu jurnalismul, oameni buni, absolut nicio legătură, nicio treabă n-are cu jurnalismul. Nu are o pregătire ca să fie jurnalistă, nu s-a ocupat de jurnalism, a fost mereu o coadă de topor a celor mai veroși, oameni buni, și celor mai mafioți indivizi din politica românească. Și acum face spălătorie de cadavre, de cadavre, spală cadavrul Elenei Udrea. Și bineînțeles, Udrea, nu știu, se teme poate că instanța nu se accepte cererea de prescriere a faptelor, deși teoretic ar putea să scape. Bine, nu scapă de prima condamnare pe care o execută, va trebui să o execută, dar scapă de al doilea dosar și asta e important. Scapă și Andronic de pușcărie în dosarul ăsta, dosarul cu băieții deștepți din energie, cu șpaga de aproape 4 milioane de dolari, dragi prieteni. Plus acțiunile de la evenimentul zilei. Vedeți că totul se leagă. Udrea este acuzată și trimisă în judecată că a luat șpagă acțiunile de la evenimentul zilei, 800 de mii de euro, acele acțiuni, care ajunseseră în posesia lui Bogdan Buzăianu, băiat deștept din energie și, unele surse susțin, tot o pușculiță a Serviciului de Informații Externe, că a făcut o grămadă de afaceri prin Africa, prin zone și domenii unde, dacă nu ești legat de servicii, nu văd cum ai putea să supraviețuiești, să faci afaceri. Și toarășul Buzăianu îi dăduse împrumutul lui Bobby Păunescu 900.000 de euro ca să cumpere acțiunile de la evenimentul zilei, când a cumpărat acțiunile de la Trustul Ringie. Da? Și așa a intrat Udrea în posesia acțiunilor respective, ca să vedeți că nu e o întâmplare. Da? Eu sunt convins că motivele pentru care Buzăianu i-a dat 900.000 de lei lui Păunescu și împrumutul a fost garantat cu acțiunile de la evenimentul zilei, eu sunt convins că din același motiv
Apoi Buzăianu a dat șpagă acțiunile de la evenimentul zilei către Udrea cu Andronic, patron de paravan. Și din același motiv, astăzi, când îl vedem pe Bobby Păunescu pe Realitatea, Anca Alexandrescu se duce în pușcărie să o spele pe Elena Udrea. Sunt convins că astea nu sunt simple și nefericite coincidențe, cum ar zice doamna judecătoare Ciordache, care a ciordit dreptatea, care ciordește dreptatea la secția penală a judecătoriei sectorului 1. Sunt convins că nu sunt simple și nefericite coincidențe, dragi prieteni. Și din aceleași motive Anca Alexandrescu l-a spălat pe Toarășu Dragnea și acum o spală pe Elena Udrea. La Realitatea Plus, ca să vedeți că televiziunea asta este ceva, deci este o escrocherie de la un capăt la altul, și este îngrozitor faptul că sunt foarte mulți oameni care se uită la această televiziune ca și cum ar fi un post de televiziune, care trăiesc cu impresia că se uită la un program de știri, că se uită la niște dezvăluiri jurnalistice, când de fapt nu se uită la nimic altceva decât la un conținut video de manipulare, da, a celor naivi și neinformați în favoarea celor mai veroși infractori și mafioți din cele mai periculoase și puternice grupări de corupție din această țară. Asta este, da? N-are nicio treabă cu televiziunea, cu jurnalismul. Însă și televiziunea este o escrocherie, oameni buni. Deci ăștia aveau niște datorii imense, inclusiv la bugetul de stat. Că poate v-ați întrebat de ce se cheamă Realitatea Plus și nu se mai cheamă Realitatea TV. Pentru că au aplicat o metodă, o escrocherie, da? Și anume, lași o firmă să facă datorii și după aia o lași așa în plata domnului și înființezi o altă firmă care funcționează cu aceiași angajați, cu aceleași mijloace de producție, cum s-ar zice la economie politică, da? Adică în cazul televiziunii, cu aceleași linii de montaj, cu aceleași camere, cu aceleași mașini, cu aceiași realizatori. Și ei, pentru că aveau niște datorii imense pe realitate, au făcut această Realitatea Plus. Deci este o escrocherie, oameni. Și ajung la esența problemei. Numai în România veți vedea așa ceva. Numai în România veți vedea, dragi prieteni, n-am mai auzit să fie undeva în lume. Știu că mă urmăriți român de pe toată suprafața pământului, că văd în statisticile YouTube, uneori mă și distrez, că văd oameni chiar din toate țările, da? Din Nepal se uitau două persoane la videoclipurile mele, din Peru, cineva mi-a și scris, da? Vă rog să-mi spuneți, dacă locuiți într-o țară unde mai există așa ceva, 1. Televiziuni unde sunt promovați pușcăriașii din pușcărie, da? Televiziuni deținute de oameni infractori, ca Dan Voiculescu, de la care statul are de recuperat zeci de milioane și statul, în loc să recupereze banii, bagă bani în trustul infractorului respectiv, da? Televiziuni deținute de infractori, cum e Realitatea TV Maricel Pocuraru, cărora li s-a permis să facă datorii. Da? Datorii, oameni buni, tone de datorii, nu știu exact sumele, nu contează, sunt niște sume imense. Și să închidă, să primească licența, practic făcând o escrocherie. Făcând o escrocherie, oameni buni, că cu toții vedem că e aceeași Realitatea TV, da? Sigur, și-au mutat sediul într-o clădire în alta, dar asta este irelevant. Realizatorii sunt aceiași, emisiunile sunt aceleași. Liniile de montaj, camerele, mașinile, totul este aceeași firmă, oameni buni, au schimbat numai din hârtii. Au schimbat hârtiile ca să poată să dea țeapă statului și celor care aveau de recuperat datorii de la ei. Deci o escrocherie, oameni buni, o escrocherie girată de stat în văzul lumii. În văzul lumii, la televiziune, prin televiziune. Vă rog să-mi scrieți dacă ați mai văzut așa ceva și ce părere aveți de cumetria asta mai nouă, da? Cu joncțiunea asta, Dragnea Udrea. Foarte interesant această joncțiune, dragi prieteni. Dar sunt curios, dacă mai există vreo țară, nu știu, poate în Africa, poate în, nu știu, narco-republicile din America Latină. Știu că mă urmăresc și oameni din America Latină. Poate acolo există așa ceva și nu sunt eu informat. Sunt foarte curios să-mi spuneți, dragi prieteni. Semper Fidelis, o seară plăcută!